Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Iulia Pop, iată care sunt titlurile ediției. Munți de zăpadă și străzi impracticabile. În cartierele mărginașe ale Timișoarei nici măcar utilajele de la dezăpezire nu se încumetă să intre. Oamenii abia mai pot ieși din curți. Frigul și zăpada i-au trimis în vacanță forțată pe elevii din Timiș. Mai multe școli și o grădiniță din județ au fost închise. Un timișorean isteț a creat o mașinărie care topește rapid surțuri uriași de gheață. Omul spune că până când soarele își va intra în drepturi, aparatul său e singurul care le poate veni de hack sloiurilor periculoase. Zăpada continuă să le dea mari bătăi de cap timișorenilor. Nici în centrul orașului nu se circulă prea ușor, însă în zonele limitrofe oamenii abia mai ies din curți. Utilajele de dezăpezire nu se încumetă să intre în cartierele mărginașe, iar străzile sunt acoperite cu munți de omăt. Asta fac zilnic locuitorii din cartierul Plopi, de când orașul a fost acoperit de nămeți. Fiecare încearcă să înlăture zăpada din fața casei. Pe marginea drumului, troienele au aproape 2 metri. La marginea orașului, situația este foarte dificilă, doar ca să ieși din curte. Este o adevărată aventură, trebuie să treci prin nămeți de zăpadă. Drumurile sunt la fel de înzăpezite, pentru că mașinile și utilajele nu au trecut pe aici. Cei care nu și-au mutat mașinile de câteva zile, acum au o misiune imposibilă. Greu de tot, eu lucrez la stația de gaz metan, nu se poate intra, e până la genunchi. Oamenii se tem deja de eventualele inundații ce ar putea să apară odată cu topirea troienelor. Zilnic trebuie curățată și foarte greu. Noi nici nu mai avem unde să punem. Cum o să inunde și cășile. Nu avem unde să punem. Acum și nu mai avem. Dacă mai vine așa două zile, nu mai avem unde să punem zăpadă. Ce faceți? Rămâneți baricadați în casă? Probabil. De câte ori pe zi faceți asta? Depinde cât ninge. Și de două ori și de trei ori pe zi. Nici cei care locuiesc la vile nu au mai mult confort. Nu poți trece, că dacă n-ai încărcătură cu mașina goală, nu treci. Autoritățile promit că situația se rezolvă, dar durează. Pot să vă mai spun și alte locuri în care e această situație, dar sunt ce puteți face? Surse limitate, o să le rezolvăm în câteva zile, v-am spus. Este vorba despre mii de metri cubi de zăpadă. La fel arată și străzile din cartierul Freidorf, mașini îngropate sub nămeți, trotuare impracticabile și mormane de zăpadă. Până când responsabilii cu dezăpezire ajung în toate cartierele, timișorenii așteaptă primăvara. A fost haos astăzi în trafic. Când au văzut străzile înghețate, timișorenii și-au abandonat mașinile personale. Și ca să nu mai piardă timp, au dat fugă în stațiile mijloacelor de transport în comun. Acolo însă au avut parte de o nouă surpriză. Autobuzele erau tixite și circulau cu viteza melcului. De la primele ore ale dimineții, timișorenii au început să mișune ca furnicile în stațiile RATT. În prima zi lucrătoare a săptămânii, firobuzele și autobuzele erau pline ochi. Oamenii au așteptat însă chiar și o oră venirea mijloacelor de transport în comun. Stai la Dâmbovița de o oră jumătate, fapt pentru care te determină să nu mai ai încredere în serviciul RATT Timișoara. Peste tot e dezastru în toate mijloacele de transport în comun. Ați fost nevoit din cauza condițiilor meteo să luați un mijloc de transport? Bineînțeles. În general, circul cu mașina. Unii au avut surprize neplăcute pe drum. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iată că firobuzul cu numărul 15 din spatele meu a rămas blocat exact în mijlocul traficului din cauza unei defecțiuni. Ați văzut un firobuz cu numărul 15 s-a defectat acolo, lângă dumneavoastră? Da, l-am văzut, dar nu cred că asta o să vină. Sper să vină altul. Circulația a fost dificilă, în ciuda faptului că reprezentanții RATT au scos astăzi în trafic mai multe autovehicule. Regia Autonomă de Transport Timișoara a sporit numărul de mijloace de transport în comun care circulă în acest moment prin tot orașul. Mai inspirați s-au dovedit a fi cei care au ales tramvaiul. Pentru a ajunge la locul dorit în siguranță și la timp, cea mai bună opțiune o reprezintă tramvaiul. Și unde mai pui că dacă ai un pic de noroc, găsești și un loc liber. Mai circulăși cu tramvaiul, ce să facem? V-ați abandonat mașina din cauza condițiilor meteo? Nici nu am mai dezăpezit, o să zic așa, am lăsat acolo. Când se mai încălzește, o luăm. Pe străzi nu prea se circulă prea bine. Până aici, pe Buziașul, am făcut 40 de minute. Dacă veneam cu taxiul, făceam mai mult. Șagule, Păiniță, ești pe șepervan la universitate. Păiniță, ești pe șepervan la universitate. Și la dispeceratele de taxi a fost zarvă multă. Timișorenii au înroșit liniile telefonice în căutarea unui autoturism, dar puțini au avut noroc. Cum se circulă în oraș? Foarte rău. Solicitări sunt, dar nu le poți onora. Nu sunt destule mașini câte solicitări. Traficul se circulă greu. Dacă nu sunt mijloace de transport în comun, deci în afară de bulevardele mari, foarte prost.
Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să nu parcheze neregulamentar pentru a nu îngreuna traficul. Frigul și zăpada i-au trimis în vacanță forțată pe elevii din Timiș. Mai multe școli și o grădiniță din județ au fost închise. Detalii primim chiar acum de la corespondentul Analog TV, Caterina Ledrăr. Caterina, bună seara! Bună seara, Iulia, bună seara, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, 11 școli și o grădiniță din județul Timiș sunt închise din această dimineață. Directorii unităților de învățământ au decis să suspende orele după ce peste 9.000 de elevi nu au mai putut ajunge la cursuri din cauza drumurilor impracticabile. La fel și o parte dintre dascăli s-au trezit în imposibilitatea de a face naveta până la unitățile la care predau, tot din cauza drumurilor înzăpezite. Programul normal se va relua joi dimineață, dar dacă ninge în continuare și situația drumurilor nu se îmbunătățește, atunci vacanța forțată a elevilor se poate prelungi. Și la Timișoara, 3 școli s-au închis din cauza frigului și a unor probleme la sistemul de încălzire. Colegiul Tehnic Ice Brătianu a asistat cursurile încă de miercurea trecută. Directorul nu a avut încotro. În clasă era aproape la fel de frig ca afară. Instalația de gaz a înghețat în toată unitatea școlară, dar echipajele de intervenție au depistat problema abia astăzi. Au venit foarte puțini copii și vreo 10 copii am întors din drum înapoi, pentru că nu este căldură în școală. Le-am spus la copii să nu vină la școală pentru că să-i protejăm, să nu se îmbolnăvească și să sune, exact cum a transmis și Ministerul Educației, înainte să plece de acasă, să sune dacă se fac sau nu ore. Cursurile au fost suspendate pe o perioadă de o zi până la 3 zile. Asta însemnând că până cel târziu miercuri, de joi începând, ca toate unitățile de învățământ să-și ia cursul normal. Cazul Colegiului Tehnic Ice Brătianu nu este singular. Alte 2 unități de învățământ și-au închis porțile din cauza frigului. Ore nu s-au făcut la Școala Generală Lenau și la Școala Generală cu clasele 1-8 din cartierul Plopi. Iarna grea dă de furcă și angajaților aeroportului din Timișoara. Stratul gros de gheață ce se depune pe aeronave trebuie îndepărtat rapid. În caz contrar, siguranța zborurilor e pusă în pericol. Din cauza gheții, greutatea avioanelor e mai mare cu 25%. Imediat după îmbarcarea pasagerilor, angajații aeroportului din Timișoara încep degivrarea avioanelor. Mai precis, aceștia dezgheață suprafața aeronavei în timp record. În ultimele 3 zile, peste 100 de aeronave care au tranzitat aeroportul din Timișoara au fost curățate de gheață. Manevra este dificilă și trebuie făcută cu doar câteva minute înainte ca avionul să decoleze. Pentru dezghețarea fiecarei aeronave, angajații aeroportului folosesc în medie 150 de litri de soluții speciale. În total, în acest weekend au fost folosite 17 tone de substanțe degivrante și antidegivrante. 3 euro costă un litru dintr-o astfel de soluție. Acționăm din punct de vedere al pistei și a căilor de rulare cu uree. Din punct de vedere al avioanelor, se acționează cu soluție specială de degivrare. Comenzile și aprovizionările sunt făcute ca să nu trebuiască să existe vreo variantă de închis sau de reducere a activității. Pentru ca pista să rămână funcțională în aceste zile, au fost împrăștiate peste 1,5 tone de material antiderapant. În plus, 11 utilaje au împrăștiat continuu zăpada depusă pe aeroport. Atenție, cățuri, astfel de mesaje au împânzit orașele în această perioadă. Soluția vine însă de aici, de la Timișoara. Un inventator a creat o mașinărie care topește rapid formațiunile uriașe de gheață. Omul spune că până când soarele își va intra în drepturi, aparatul său este singurul care le poate veni de hac sloiurilor. Aveți grijă, încet, încet. Aveți grijă, aveți grijă. Când o vedeți că stau, să-i spun, dă-te pe partea aia, dă-te pe partea alaltă. Vezi, jumătate de metru au. În spate mai mare este. Periculos și am încercat să-i spargem, dar nu se sparg, sunt lipiți de burlane. Timișoreanul Remi Rădulescu a găsit soluția care îndepărtează pericolul. Aparatul antiturțuri, invenție proprie a omului, topește sloiurile de gheață cât ai zice pește. Cam după o oră, o oră jumate, acești turțuri vor fi topiți de clorura de calciu. Aparatul antiturțuri este conectat la un rezervor cu 40 de litri de clorură de calciu și poate înlătura gheața de pe streșinile a cel puțin 2 case. Ideea m-a venit de mai mult timp, de când am văzut la televizor și am auzit că acești turțuri creează foarte multe probleme trecătorilor. M-am gândit să găsim o instalație simplă, ușoară, care să intre în spații înguste, acolo unde nu pot să pătrundă pompierii. Mașinăria minune este încă în probe. Inventatorul ei este însă sigur că în scurt timp va interveni împreună cu echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat.
În ultimele două zile, echipele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență a intervenit în patru astfel de situații. Îndepărtarea se face mecanic cu ajutorul unor cănici care se regăsesc pe auturi speciale cu care se desprind acești lucruri. Aparatul are o dublă utilitate. Îndepărtează sloiurile formate, dar la fel de bine, clorula de calciu pulverizată previne înghețul. Zăpada ce a acoperit Timișoara a fost numai bună pentru o porție sănătoasă de distracție de sezon. Iar dacă unii au transformat străzile necurățate în pârtii de schi, alții s-au folosit de mormanele de nea pentru a face farse. Cu toții au filmat momentele hazli și au postat mândri videoclipurile pe rețelele de socializare. Odată cu ninsoarea s-a dat startul farselor de sezon la Timișoara. Hai, hai băieți, băgați, băgați! Hai lopata acolo, pune mâna! Una dintre victime, un timișorean care și-a găsit mașina îngropată în zăpadă. Colegii de serviciu au muncit ore bune pentru a-i ascunde autoturismul sub nămeți. Da, cum să intru, mă? Hai liber să duc la asta. Hai, mă, dă lopata, mă! Treacu de lopata de două! Hai, mă, mâine, că mâine e soare, auzi! Auzi, ai văzut cu toate În cele din urmă, tot colegii farsori au fost cei care l-au ajutat să plece cu mașina din parcare. Și mormanele de zăpadă adunate pe lângă casă pot fi sursă de distracție. Dovada vine de la un tânăr. Rusneacu! Mai mulți copii au găsit o altă utilizare zăpezii. Au avut destulă nea și cu îndemânare au ridicat în propria curte un iglu. Străzile lăturalnice din cartierele rezidențiale s-au transformat la propriu în pârtii de schi. Distracția a fost ieftină. Go, Johnny, go! Go! Schiul de cartier e mai obositor decât cel de la munte, astfel că epuizarea apare după doar câteva minute de sport extrem. Pauză! Exemplele de distracție în plină iarnă sunt nenumărate, iar dacă ați surprins și dumneavoastră astfel de momente, așteptăm filmulețele pe adresa noastră știrea@analogtv.ro. Igrasie, băi insalubre și multă mizerie, o echipă Analog TV va arăta condițiile în care stau cei internați în secția de urologie a Spitalului Județean din Timișoara. Gheorghe Nodiț, managerul unității sanitare, nu a rămas indiferent la imaginile surprinse de colegii mei. Așa cum a promis, astăzi s-a întâlnit cu staful clinicii de urologie pentru a găsi soluții la aceste probleme. Cum a decurs întâlnirea dintre cele două tabere, ne spune corespondentul Analog TV, Diana Roșca. Diana, bună seara! Bună seara, Iulia, bună seara, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, încă de la primele ore ale dimineții, managerul Spitalului Județean s-a întâlnit cu tot staful clinicii de urologie pentru a viziona încă o dată imaginile filmate cu camera ascunsă de echipa Analog TV. Ei bine, de această dată nu au mai stat pe gânduri, au trecut la fapte. Avem informații că în cursul zilei de astăzi aceștia au igienizat și au curățat în totalitate grupurile sanitare, iar în perioada imediat următoare acestea vor fi zugrăvite. Mai mult decât atât, clinica de urologie va intra anul acesta în renovare. Atât deocamdată despre acest subiect. La revedere! Diana Roșca, mulțumesc! Fostul șef al Direcției de Patrimoniu Timișoara și alți trei funcționari publici din aceeași instituție sunt trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție. Ei sunt învinuiți de abuz în serviciu. Procesul va fi judecat de magistrații judecătoriei Timișoara. Și care este poziția dumneavoastră? Spuneți-ne și nouă. Că nu am greșit, atât. Între anii 2003-2010, Nicușor Miuț, pe atunci șeful Direcției de Patrimoniu, ar fi facilitat închirierea unei baze sportive din oraș. Aici s-a deschis un club, iar proprietarul plătea o chirie cu mult sub prețul pieței. Prejudiciul adus astfel bugetului local depășește 850.000 de lei. Pentru recuperarea lui, anchetătorii au pus sechestru pe averile fostului director și ale celor trei consilieri implicați în dosar. Procurorii susțin că baza sportivă a ajuns în administrarea patronului fără ca acesta să participe la o licitație, deși legea impunea acest lucru. Mai mult, terenul pe care este amplasat clubul de lux este mai mare cu 12.000 de metri față de suprafața trecută în contract.
angajați cu acte în regulă, hoți cu jumătate de normă. 7 bărbați din Timișoara sunt cercetați după ce au furat din fabrica la care lucrau volane, airbag-uri și senzori de 10.000 de euro. În ultimele 6 luni, bărbații au pus la punct o adevărată strategie și au reușit să treacă de toate filtrele de securitate ale fabricii. Cum societatea are contracte cu producători de mașini de lux, componentele auto erau vândute chiar și cu 400 de euro bucata. În total, angajații au câștigat din comercializarea produselor furate aproximativ 60.000 de lei. Cei 7 au fost prezentați în fața procurorilor cu propunerea de arestare preventivă. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații pot sta după gratii între 2 și 7 ani. Demisia guvernului Boc nu i-a surprins prea tare pe liderii opoziției din Timiș. Cu toții așteptau această mișcare și spun la unison că alegerile anticipate sunt singura soluție pentru România. Demisia guvernului Boc a stârnit reacții în rândul partidelor de opoziție din Timiș. Tot ce a făcut Emil Boc ca prim-ministru a avut girul lui Traian Băsescu, ba mai mult de atât, probabil, tot ce a făcut a fost gândit de Traian Băsescu. Prin urmare, aceste două personaje trebuie să plece împreună. Una dintre puținele decizii corecte pe care le-a luat guvernul Boc. Oamenii care au fost în stradă vor ieși din nou și vor solicita alegerile anticipate, așa cum s-a spus. USL, nedorind să preia o guvernare în situația de față, decât printr-un vot popular. Reprezentanții puterii din Timiș cred că înființarea unui nou executiv este prioritară. Un guvern politic, din punctul meu de vedere. Trebuie un guvern care să intre foarte rapid în funcțiune, în cel mai scurt timp posibil. Nici reprezentanții puterii, nici cei ai opoziției nu s-au gândit încă la un om politic din Timiș pentru viitoarele portofolii de ministru. Ionuț Suciu ne spune acum care este subiectul ediției de astăzi a emisiunii Fotbal Alb-Violet. Ionuț, bună seara! Bună seara, Iulia! Bună seara, domnilor și domnilor! O ediție specială în această seară, pentru că vom încerca să facem lucruri care s-au făcut mai puțin, cel puțin în media din România. Vom încerca să analizăm tehnico-tactic echipele mari din Europa și să vedem cum ar putea Poli să măcar să încerce să se apropie de ele. Vom vedea cum se pregătește tehnico-tactic un meci. Avem și faze video pe care o să le analizăm minuțios împreună cu invitatul nostru din această seară, Ciprian Urican, cel care a și scris o carte, singura carte de altfel despre acest subiect apărut în România după 1989. De asemenea, vom încerca să luăm legătura cu cineva din staful Politehnicii. Poli, vă reamintim, se află în Spania, la Marbella, unde astăzi a învins cu 3-0 campioana Georgiei. Toate acestea de la ora 21 la Fotbal Alb-Violet. Eu nu-ți mulțumesc, domnilor și domnilor, rămâneți cu noi după câteva minute de publicitate. Revenim cu știri din sport. Poli s-a răzbunat pe înfrângerea din meciul cu Lech Poznan și a făcut scor contra campioanei Georgiei. Alb-Violeții s-au impus cu 3-0 în fața lui Zesta Foni, echipă care a devenit cenușăreasa turneului de la Marbella, după ce a suferit un eșec drastic și în primul joc, 1-5 cu Rubin Kazan. Timișorenii au intrat în avantaj la cabine după dubla lui Accente, pentru ca Popovici să concretizeze dominarea din partea secundă cu reușita din minutul 82. Palivel ce a trimis în teren următorul 11 de start. Kirev în poartă, linia de fund formată din Belu, Mera, Ilie și Pătraș, la mijloc Goropsov, Fuchs și Poparadu, iar în atac Goga, Cârstea și Accente. Pe parcurs au mai intrat Zaluski, Ricketts, Kiș, Popovici și Boștină. Următorul adversar al Politehnicii va fi ÇSKA Moscova. Handbaliștii Politehnicii au spart în sfârșit gheața în meciurile din deplasare. Alb-Violeții au câștigat jocul de la Ploiești cu CSM 33-30. Eu sunt bucuros, normal, cu băieții împreună și cu conducere. Am făcut factici revanș de la cel mai prostie meci la primul joc la turul. Factici am făcut răzbunare și eu sunt mulțumit cum băieții am mișcat și cum am condus toate meci. Primul repriză am fost cel mai bun la ultime 6 luni, 18-11, și după am greșit puțin și tot timpul s-am fost în avantaj 5-6 goluri. Trupa lui Vucicovic a jucat excelent în prima repriză. Portarul Giuricin a avut 9 intervenții utile, iar Neluțu Stan a fost imperial cu 10 goluri marcate doar în prima parte. Timișorenii conduceau cu 18-11 la pauză. În repriza a doua, Alb-Violeții au consolidat diferența. Stan a reușit alte 5 goluri și a încheiat meciul cu 15 reușite. M-au ajutat toți colegii pentru acele goluri și am fost foarte motivat, toată echipa, și am câștigat.
Timișorenii s-au impus în cele din urmă la 3 goluri diferență. Alvioleții și-au luat revanșa pentru înfrângerea din prima etapă a campionatului, atunci când nou promovata din Ploiești a învins surprinzător la Timișoara. Fenici cu 5 goluri, Băicianu 4 și Lalici 3 reușite au contribuit și ei la victoria de la Ploiești. Politehnica a urcat un loc în clasament până pe 9 și joacă etapa viitoare acasă, duminică, de la ora 11 cu Pandurii Târgu Jiu. Voleibaliștii Universității Timișoara au pierdut și jocul disputat pe teren propriu în Compania Științei Baia Mare. Studenții au cedat cu 1-3 în fața vicecampioanei, dar au făcut din nou un joc bun. Elevii lui Sorin Grădinaru au început slab partida și au pierdut primele două seturi la 17 și la 19. A urmat însă o evoluție foarte bună a timișorenilor, care s-au autodepășit și au luat sfertul 3 cu 26 la 24. În actul al patrulea, studenții au jucat de la egal la egal cu vicecampioana, dar nu au mai avut forță pe final și au pierdut setul la 17. Am avut perioade de joc bun, dar din păcate vedeți că nu reușim să obținem primul punct pe teren propriu și probabil că aceste puncte adunându-se ne-ar face să ne depărtăm de ultima poziție. O echipă foarte bună, dar era într-o pasă proastă și ne trebuia să profităm de ea. Asta e experiența și a spus cuvântul, echipă mult mai bună, mult mai omogenă, mult mai antrenată decât noi. Jucătorii spun că degeaba câștigă în fiecare meci câte un set dacă nu pot obține și prima victorie în campionat. Trebuie să vină, că toată lumea așteaptă și mai mult noi decât spectatorii și voi, pentru că, na, vedeți cum nu e bine să fie așa ultimul clasament și toată lumea vorbește de noi, toată lumea vorbește urât, dar fără investiții, fără jucători și fără bani și fără asta nu se poate. Universitatea joacă etapa viitoare la București cu CSM. Încă o veste proastă pentru BC Timișoara, Alvioleții nu mai joacă marți la Skopje cu Torus în Liga Balcanică. Partida a fost anulată din cauza vremii nefavorabile din România, Serbia și Macedonia. Timișorenii riscau să rămână înzăpeziți, astfel că jocul a fost reprogramat pentru o altă dată. Astfel, lei din Banat sunt într-o situație destul de dificilă. Meciul cu Torus devine al patrulea amânat în ultima perioadă, ceea ce face ca programul să devină extrem de încărcat. Timișorenii au de disputat 3 partide restante în campionat și meciul din Liga Balcanică. Jocurile de din divizia A trebuie disputate până la 4 aprilie, când e programată ultima etapă din sezonul regulat, ceea ce ar putea face ca Alvioleții să joace chiar și 3 meciuri pe săptămână. În plus, echipa e scoasă din ritm după ce nu a mai jucat niciun meci de 2 săptămâni. Conducerea clubului e îngrijorată că formația ar putea avea probleme înainte de turneul final al cupei de săptămâna viitoare. Bănățenii încearcă să joace măcar un meci amical. Până atunci, federația a anunțat că etapa de săptămâna aceasta se va disputa. Lei din Banat joacă sâmbătă pe teren propriu cu BCM Pitești. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. Munți de zăpadă și străzi impracticabile. În cartierele mărginașe ale Timișoarei nici măcar utilajele de la dezăpezire nu se încumetă să intre. Oamenii abia mai pot ieși din curți. Frigul și zăpada i-au trimis în vacanță forțată pe elevii din Timiș. Mai multe școli și o grădiniță din județ au fost închise. Un timișorean isteț a creat o mașinărie care topește rapid surțuri uriași de gheață. Omul spune că până când soarele își va intra în drepturi, aparatul său e singurul care le poate veni de hack sloiurilor periculoase. Puteți urmări știrile noastre și pe pagina de internet analogtv.ro. Sunt Iulia Pop, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Până în 8 februarie, la ora 10, județele Timiș și Caraș-Severin se află sub atenționare cod galben de ninsoare, vânt, viscol și polei, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, vremea va fi rece, iar cerul temporar noros, local va mai ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-est, izolat va fi ceața asociată cu depunere de chiciură. Minima nopții va fi de minus 10 grade Celsius la Arad și minus 7 la Șiria. Mâine vremea se menține rece, geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Izolat va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi de minus 5 grade Celsius la Șiria și minus 4 la Arad. În Caraș-Severin, la noapte, vreme rece cu cer temporar noros. Local va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-est, cu intensificări temporare. Pe alocuri va fi ceață asociată cu depunere de chiciură. Minimele sunt de minus 9 grade Celsius în stațiunea Băile Herculane și Reșița și minus 8 în Oravița și Caransebeș.
Mâine vreme geroasă cu cer variabil, la munte și izolat în rest va ninge slab. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Izolat va fi ceață. Maximele vor fi de minus 6 grade Celsius în stațiunea Băile Herculane, minus 4 în Caransebeș și Oravița și minus 2 în Reșița. La noapte în județul Timiș vreme rece cu cer temporar noros și ninsori slabe. Vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-est cu unele intensificări. Va fi ceață asociată cu depunere de chiciură. Minimele sunt de minus 10 grade Celsius la Jimbolia și minus 9 la San Nicolae Mare, Timișoara și Lugoș. Mâine în Timiș vreme rece, geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Izolat va fi ceață. Maximele vor fi de minus 7 grade Celsius în Jimbolia, minus 5 în San Nicolae Mare și Timișoara și minus 3 în Lugoj. Timișorenii au parte la noapte de vreme rece cu cer temporar noros, va ninge, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord-est. Izolat va fi ceață și se va depune chiciură. Temperatura minimă va fi de minus 9 grade Celsius. Mâine o vreme rece în Timișoara, chiar geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat dinspre nord. Temperatura maximă va fi de minus 5 grade Celsius. Miercuri vremea se va răci, iar cerul va fi mai mult noros. Izolat mai sunt posibile fulguieli. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector estic, cu unele intensificări în zona montană. Minimele sunt de minus 16 grade Celsius în Arad, minus 15 în Timiș și minus 14 în Caraș-Severin, iar maximele vor fi de minus 11 grade Celsius în Arad, minus 10 în Timiș și minus 9 în Caraș-Severin. Joi vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla slab. Minimele sunt de minus 23 de grade Celsius în județul Timiș, minus 21 în Arad și minus 15 în Caraș-Severin, iar temperaturile maxime sunt de minus 10 grade Celsius în Arad și Timiș și minus 9 în Caraș-Severin.